Kitesurfing-ul este unul dintre sporturile nautice cu un ritm de dezvoltare foarte rapid și cu o popularitate din ce în ce mai mare în România. Din multe puncte de vedere, seamănă cu schiul nautic, doar că în locul unei șalupe, sportivul este tras de un zmeu cu 50 de km pe oră și zboară pentru câteva secunde până la înălțimi de 10 metri. E sport super mișto, îți împringe așa niște frici, e un challenge continuu și dacă vrei o provocare, e ce trebuie. E un feeling așa de control, pentru că tu ești în controlul kite-ului, în controlul plăcii și ești doar tu, mare avântul. Că reușești să te depășești, să-ți depășești frica asta pe care o ai la început, aoleu, mă ia pe sus, unde mă duce? Nu, se întâmplă absolut nimic, câtă vreme respecti niște reguli clare. Mai este puțin până la încheierea sezonului estival, însă codul roșu de distracție de pe litoral abia acum începe. Lunile septembrie și octombrie sunt cele mai potrivite pentru sporturile nautice. Pasionații acestor tipuri de sporturi nu mai au parte de căldura din plin sezon, vântul este numai bun, iar pe plajă numărul turiștilor începe să se diminueze. Vara, în general, vântul nu bate foarte tare, dar acum, fiind la septembrie, vântul începe să bată, apa este încă caldă și e vremea perfectă pentru noi, iarăși litoralul începe să se elibereze, e super. Am avut luna august, într-adevăr, cu vreme călduroasă și mai puțin vânt, dar totuși aici la mare se face un vânt termic care îți permite uneori în partea a doua zilei să faci kite. Și ne bucurăm de momentele astea minunate pentru că anul ăsta vremea a ținut cu noi ca niciodată. Prețurile pentru un echipament complet de kitesurfing încep de la 1000 de euro, dar pot ajunge să coste cât o mașină. Zmeul costă minim 500 de euro, plăcile încep de la 400 de euro, iar vesta de salvare 150 de euro. Doar vântul este gratis. Ultimii turiști din Mamaia i-au admirat pe kiteri toată ziua. Am mai văzut până acum, dar astăzi chiar am stat și i-am privit destul de mult. Ne place. Ne-am dorit și noi cândva pe viitor să facem acest sport, dar nu știm dacă o să ne lase copilul. Este ultima perioadă pe litoral în care mai sunt deschise câteva terase și beach baruri. În curând, stațiunile se vor închide complet până la vara viitoare.